Bună dimineața, dragilor, adică bună ziua, e 11:06. Noi mergem până la Aldi și la Rossmann și până la Chic. Și am zis să vă iau și pe voi cu noi. Am treabă la Rossmann, trebuie să iau niște pastă de dinți, asta e pe primul loc. S-a terminat azi dimineață și la fete la fel. Și ai grijă, Antonia, să nu-mi rup geaca. Mergi în față dacă nu poți. Și am luat fetele cu mine și voi merge la Aldi și la Rossmann să iau câte ceva. Afară e destul de frumos. Este un pic frig, vreo 3-4 grade, dar a ieșit soarele. E plăcut. Și am profitat de vremea asta să ieșim și noi din casă. Pentru că nu plouă, asta e minune aici în zona noastră. Aici mai mult plouă și când iese soarele, toată lumea e la plimbare. Mai avem un pic. Nu e chiar așa de departe Aldi și Rossmann. Suntem acum pe la gară. Aici e gara. Noi stăm foarte aproape de gara. E gara, mami, da? Mergem cu trenul? Da. Unde vrei să mergem? Altă dată mergem, da. Maria e bucuroasă, crede că merge cu trenul, cred. Mergi cu trenul, Maria? Cine ești? Ești Chifana Elena? Da. Nu ești Chifana Antonia Elena? Ne întoarcem înapoi acasă, am ieșit la magazin. Pe Maria am dat-o jos, să mai meargă un pic pe jos pe aici, că nu e aglomerat pe aici, pe la gară și pe străduța asta. Și am pus sacoșa, pentru că nu pe mâna, adică e destul de grea. Edita mai sacoșa și am pus acolo jos în căruță alimente. Și prin magazin, prin alte, nu am mai filmat, pentru că știți cum e cu copiii.
Una se uită în partea aia, una țipă, una. Hai. Haide. Antonia și-o dacă ce l-a jos că o să fie cald. Hai, bunducei! Lui Antonia am dat geaca asta groasă, dar trebuie să-i dau una mai subțire. Este frig, dar nici chiar. Chiar. Am ajuns acasă, am pus toate alimentele pe masă să vi le arăt. Astea sunt de la Aldi. Ce am luat de la Aldi? Aici am luat 3 sticle de lapte cu 3,5% grăsime. Așa, aici avem două borcane de dulceață, un borcan cu afine și unul cu cireșe. O plasă de cartofi, o caserolă din asta de legume pentru supă. Aici am luat pâine, brocini. Trebuie să mai am una, parcă. Nu știu, ne-am pus-o. Parcă am luat 4. Odorizant pentru WC-ul. Aici avem mortadela. Am 3. Pentru sandvișuri. 2 ciorchini de banane. O mozzarella din asta. Sunt 2 bucăți înăuntru. Are 250 grame, 2 bucăți de mozzarella. Aici am cremă de brânză, 2 cutiuțe, un cofraj de ouă, 1 kg de zahăr, 1 kg de făină de grâu. Aici am luat o salată, cam așa, 2 castraveți. Aici am o pulpă de curcan. Asta e foarte bună la cuptor. Și aici am luat un pui. Da, și cam astea sunt cumpărăturile noastre de la Aldi. Și au costat, am un bon aici tot ciufulit. E ciufulit săracul. Am dat 38 de euro la Aldi și 79 pe tot ce vedeți aici. Și acum să vă arăt de la Rossmann. Aici am de la Rossmann. Am luat peruță de, peruță de dinți pentru Maria. E de la 3 ani la 5 ani. Și am luat o care și capac la ea. Aici l-am luat pentru noi. Periuț de la Oral B. Aici mi-am luat eu o vopsea de păr. E numărul 5, e gelb brown de la L'Oreal. Așa, aici am luat un Lenor. Pe ăsta îl folosesc eu în ultima vreme. Ăsta persistă cel mai mult. Aici am luat pasta de dinți, 2 de la Colgate. Aici am luat pentru fete, una de la Elmex, de la 2 la 6 ani. Șervețele umede, 4 pachete, au câte 80 de șervețele. Aici am luat prinzător de păr, un set din ăsta. Și aici mi-am luat mie un fond de ten de la Catrice. Ăsta îl folosesc eu, nuanța 020. Așa, aici mi-am luat pentru sprâncene, un rimel din asta pentru sprâncene, un mascara. Aici am luat un mascara pentru gene, de la, tot de la Essence, și un blush, tot de la Essence.
Da, și la Rossmann am dat 40 de euro, 41 de euro și 92. Nu vrea să focuseze telefonul ăsta deloc. Da, cam astea au fost cumpărăturile noastre de la Rossmann și Aldi. Am pregătit repede ceva să mâncăm. E 1:30 ceasul și nu prea am mâncat nimic astăzi. Și aici am făcut baghetele astea la cuptor, salată, salată cu castravete, roșii, ceapă, mozzarella și salată verde. Și aici am fiert ouă. Și asta vom mânca noi la prânz rapid, pentru că mi-era foarte foame. Și lui Maria e foame, nu? Maria, ți-e foamică? Nu. Ia uite la mama. Magazin. Ai fost la magazin? Da. Am mâncat. Și m-am îmbuiat foarte tare. Nu mai am nicio vlagă. Cred că așa pățește toată lumea după ce mănâncă. M-am pus un pic pe pat. Am să mă odihnesc jumătate de oră. Și după mai fac ce mai am de făcut. Sper să reușesc ca să mă și vopsesc. Pentru că mi-a crescut părul la rădăcină și nu-mi place. Și trebuie să mă și pensez că am niște sprâncene varză. Dar săptămâna asta nu am avut chef de nimic. N-am avut chef nici să filmez. N-am avut chef aproape de nimic. Nici prin casă nu am făcut mare lucru. Am șters un pic praful, am dat cu aspiratorul. Am de făcut astăzi curat în baie. Să văd dacă reușesc, dacă nu, mâine. Dar sper să reușesc seara să mă vopsesc. Da. Săptămâna asta am fost așa, într-o stare mai, nu știu, n-am avut chef de nimic. A fost și vremea asta urâtă, a plouat. Eu când e vremea așa de urâtă, nu prea... Când e vremea urâtă, mă simt și eu nasol. Închide ușa, te rog. Astăzi a ieșit soarele. Astăzi a ieșit soarele, e frumos afară și parcă mi-a dat altfel o stare. Săptămâna asta am fost și cu răceala, abia acum mi-a trecut mai bine. Și răceala asta mi-a dat așa o stare nasoală. Dar e bine că mi-a trecut și mi-a revenit. Am făcut aici compoziția pentru plătite. Vreau să fac niște plătite în seara asta. Și am făcut din nou apă minerală, făină, un pic de sare, un pic de praf de copt și ce-am mai pus? Atât cred. Sunt un pic aiurită. Săptămâna asta v-am spus că nu prea mi-a fost așa de bine și nu prea am avut chef de nimic. Fac aici clătitele astea și mă duc să mă vopsesc și eu. Da, la noi s-a făcut seară. Mă bâlbâi. Îmi este și somn. Abia aștept să se facă ora de culcare. Ce faci, Maria, acolo sub masă? Nu! Stai cu minte, da? Un pic asta, tigaia cu ulei. Așa.
am terminat de făcut clătitele, cam atât de mi-a ieșit. Le-am umplut cu dulceață de afine și cam așa arată. Au ieșit foarte bune.